Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Farming Simulator 22. Dragii mei, cam așa arată mica noastră fermă. Mica, da, e mică. Pentru că, da, suntem la început. Am reușit să achiziționăm și noi un spreader din ăsta pentru că tractorul nostru era foarte, foarte murdar. L-am spălat destul de greu, cam... ceva de genul, vedeți cum arată plugul? Ei, imaginați-vă cum arăta tractorul, aproape că nu vedeam prin parbriz. Astăzi, stați să vă mai spun, deci, mi-am luat și un adunător de pietre, da, și sincer să fiu, chiar își face treaba, destul de greu le adun, într-adevăr, pentru că, da, e cam micuț, dar m-a ajutat. Pietrele, bineînțeles, le-am pus aici. Uitați, că n-am avut unde să le pun, le-am pus la lac aici. O să le luăm la un moment dat, pentru că avem și o fabricuță în moduri și o să o folosim, dar deocamdată nu asta e prioritatea noastră. Va trebui să dăm terenul cu var, știți că ăsta e terenul meu. I-am scos copaci, am scos cioatele. Mi-au mai rămas câteva pietre pe aici, dar sunt chiar pe marginea terenului. Efectiv, nu pot să le iau. Din păcate, îmi spune că sunt pe terenul vecinului și, da, înțelegeți voi care e treaba. Așa e când faci la limită. Hai să deschidem harta. Aici avem insulița pe care eu nu am ras-o de pe fața pământului, ca să spun așa. Efectiv am vrut să o las pentru că n-am nevoie acum să tai lemnele acelea, da? Mai avem și aici ceva pădure în partea stângă, exact unde am tractorul și câteva utilaje, dar iarăși am lăsat o zonă dincolo de drum, pentru că ăsta e un drum aici, dincolo de drum am lăsat o zonă unde eu am de gând oarecum să încep ferma. Da, nu o să încep aici, aici doar am făcut aproape de lac. Vedem, deocamdată nu am găsit o soluție ca să putem lua apă din lac. Bun, după cum bine știți, pe terenul ăsta am avut iarbă. Am strâns aproape toată iarba, aproape, pentru că nu mi-a încăput toată iarba. Și ce credeți că am făcut? Am dus-o în bunker la Smile. De fapt, știți că eram pe live în momentul când m-am înțeles cu Smile. E bine, domnule, e bine. Adică chiar am făcut treabă bună acolo. Avem câteva sute de tone, da, ați auzit bine, câteva sute de tone acolo la Smile. Hai să vedem care e procentajul. Să vedem cât s-a făcut din nutrețul acela. Astăzi e a doua zi, oarecum, a doua sau a treia zi. A treia zi, mi se pare că e din de la începutul seriei. A trecut o lună. Suntem în ce lună suntem acum? Stai că nici nu mai știu în ce lună suntem acum. Suntem în aprilie. Avem posibilitatea să semănăm porumb. Avem posibilitatea, bine, putem și ovăz, putem și floare, cam aproape tot ce vrem, numai grâu, orz și rapiță nu avem posibilitatea, și bumbac, bineînțeles. Dar o să merg pe soia, pentru că mai am o zi la dispoziție. Nu știu dacă reușesc astăzi. Bine, astăzi nu mă refer în episodul ăsta. Nu știu dacă reușesc astăzi, propriu zis, în 24 de ore, să ajung să semăn toată bucata. Așa că mai am și mâine, pentru că vreau soia să pun. Mergem un pic acolo la Smile să vedem care e treaba la bunker. Sper că se aude ok, sper că nu se aude motorul iarăși la tractor mai tare decât mine. Hai să vedem care e situația, cât la sută s-a făcut din siligiul ăsta. L-am foliat, l-am compactat frumos, se lega bine, nu arată el super. Ia să vedem cât are. Fermentare, nutrieți în silozat 100%? Ok. Nu mă așteptam să fie gata, pentru că l-am pus alaltă ieri. Da, alaltă ieri l-am pus. Super,
Super! Deci avem nutrețul. Ok, ia să vedem. Da, mă, îl avem, mă. Îl avem, mă, boșilor. Incredibil. Da, chiar nu, nu. Ok. Știu că cantitatea e 413, iar Smile avea 116.500, dacă nu mă înșel. Deci am aproape 300 de tone, fără 3 tone, fără 3-4 tone, nu am 300 de tone. Acum, nu știu cu ce o să-l car. Logic și firesc a trebuit cu remorcuța asta mică. Ce preț avem la Sidigi în momentul ăsta? Ia să vedem un pic. Face tata baci sau nu face? Nu trebuie să-l silozat. Prețul e foarte mic acum. Prețul e foarte mic acum. Din păcate, abia în mai dacă pot să vând la un preț, adică luna viitoare. Aparent e mic prețul. What the fuck? Nu cred așa ceva. Băi, e mic prețul, mă. Da, știu, sunt un pic răgușit, un pic răcit. Fuck. Deci aștept mai măcar să prind un preț cât de cât. Normal. 164, dacă mai aștept. Dacă mai aștept până în octombrie, am cel mai bun preț. Da, da, sunt o grămadă de... Nu e bine. Nu e bine deloc. Ce, Doamne, iartă-mă să fac? Ok, bun, da. Îl mai putem lăsa. Noi mai avem bănuți, să știți. Am mai vândut și niște lemne. Lemnele care le-am avut pe teren. Și nu au fost puține. Am făcut ceva bănuți de acolo, plus tranzacții, mai închiriat, mai... Bă, adică nu stăm rău deloc, pe bune dacă nu. Dar, într-adevăr, ne mișcăm destul de greu, pentru că, da, eram plei, frate, și toate muncile astea trebuie să făcute. Durează, deci nu ai cum să le faci foarte repede. Cred că ca să ajung cu terenul până în momentul ăsta aproape de semănat, mi-a luat undeva la 16-17 ore de joc. Da? De bune. Dar eu zic că arată destul de bine. Muncă ca la nebune aici. Bun, mergem până la mergem până la shop, pentru că vreau să cumpărăm o semănătoare astăzi, să ne apucăm de semănat. Așadar, cred că asta trebuie să fac prima dată. Hai să ne uităm un pic pe teren totuși, ca să fim siguri. Deci, trebuie să dăm cu var prima dată. Ok, atunci asta facem, dăm cu var. Ideea e că eu am niște pietre, doar că nu am fabrica. Acum trebuie să mă gândesc care e soluția cea mai bună. Să pun o fabrică de var care e 15.000 și să fac varul, să pot să dau cu var. Sau să cumpăr varul ca să pot face treaba. Hai să mergem la shop să vedem care e treaba. Oricum, orice ar fi, la shop trebuie să mergem, că trebuie să cumpărăm de acolo spreaderul, ca să spun așa, care împrăștie varul. Deci, mai lăsăm semănătoarea. Deși cred că o să ne uităm și la prețul, nu știu, hai că vedem. Interesul e varul, da? Deci trebuie să dăm cu var. Hai să vedem. Mamă, dar nu vine să cred că s-a făcut siligiu așa de repede. Adică în două zile s-a făcut. Două zile reale vorbim, da? Nu două zile din joc. Serverul merge non-stop. Deci, wow. Wow. E super bine, frate, super bine. Și ne trebuie și o remorcă, frate. Noi nu avem o remorcă. Nu avem o remorcă. Sincer, mă gândesc serios să-mi iau un wagon. Să vedem ce bani mai luăm din bancă, că am mai pus înapoi ca să plătesc rata mai mică, am mai, nu știu, o să vedem ce soluții găsesc. De obicei, achizițiile, până la urmă, nu știu dacă e relevant să le faci într-un episod sau să le faci pe live. Important e să vi le arăt, să vă spun de ce le-am luat și când le-am luat și pentru ce le-am luat. Ușor la cântar aici, boss. Ușor, că e gravă situația. Uuuh,
Dorelai, unde te duci, tată? Încercam eu să iau un cadru frumos și Dorelai pleacă liniștit. Oricum, mie îmi place din first person, știți foarte bine că din cabină îmi place cel mai mult să merg în acest simulator. Avem și câteva noi moduri băgate, câteva, un număr de 60. Până în prezent, serverul se ține bine, 65 de FPS-uri cu 15 MS-uri. Sunt eu și MDG-ul pe server, dacă nu greșesc. MDG-ul sau nu? Parcă MDG-ul era, stai să văd. Da, MDG-ul e aici pe server. Bun, hai să oprim tractorul, ne dăm jos și să mergem repede jos să vedem ce ofertă are pentru noi. Ok. Bun, mă interesează prima dată să vedem ce avem la ofertă. Fiți atenție aici că avem un header de clas. E la 19.057% mai ieftin, ești nebun. Fine. Și ăsta, header-ul ăsta e pentru Vario 770. Și care e? Asta e așa, să vedem, poate facem ceva. Vario 770 ar trebui să fie un clas, deci... Asta nu e. Mamă, ce prețuri la combinele astea, frate. Mamă, ce prețuri la combinele astea. Dar asta mi se pare, nu e combina asta care trebuie. Adică, n-are cum. Asta e dominator. Uși, Vario, care e Vario? Nu? Acum scrie pentru Vario. Da, nu cred eu că avem noi soluție. Adică o fi ăla, dar combina costă foarte mult. Nu știu cum o să facem. Nu știu cum o să facem. Bun, hai să vedem cu varul. Mă interesează saci. Paleți cu saci. Paleți saci mari. Ia să vedem. Semințe var. 350 varul. Știu că... 2000 de litri, 350, ok. 2000 de litri, 350, ok. Și mai e o soluție. 450 la... Ai de capul meu. Ai de capul meu. 450, destul de mult. 2 tone? Bai de viața noastră. Bun, dar facem altfel. Ia stai așa un pic. Stați așa un pic. Că mai avem o soluție. Să cumpărăm de la... de unde cumpărăm? Stai așa, stai. Unde-i mă ăsta? Afișează prețurile. Hai să vedem dacă are var aici. Dacă avem posibilitatea să cumpărăm var de afară. A? Nu. N-avem posibilitatea. Sau avem posibilitatea? 2 euro? Bă, s-ar putea să avem. Bun, hai să ne luăm utilajul pentru împrăștiere var și după aia vedem ce facem. Socotim noi remorci cu șnec. Nu avem nevoie. Unde e ăla, mă? Unde e ăla? Stai așa să văd. Distribuitor, ăsta-i. Ăsta distribuie doar semințe. Asta e foarte scump, nu-mi permit. Stai că am și moduri. Ok, mai puțin așa, nu contează. Uite, 42 de metri. 15, 16, 500 sau Breda. Asta doar 1000 de litri în cap în el. Cred că... Da, dar e 28.000, frate, nu pot. 28.000. Deși ăsta merge cu 20 km la oră.
Da, asta încarcă mai mult. Cred că merge pe Q1 ăsta. Axis 402, 16.500. Zic eu. E cea mai bună ofertă, bre, dar asta nu, dar mă, ce fac, frate, 20.000, 10.000 în plus, 11.000 în plus și nu are, ce are în plus, are 1.000. Ia să vedem ăsta, 16.500. Dispozitiv de atașare spate, dacă vrei să mai atașezi. A, super. La 800, mă, costă capac. Nu mai trebuie capac 500. Costă, bă, nu pot să mă duc așa. Transport wheels. Nu mă interesează wheels-ul. Cât e wheels-ul? 200 în plus. N-ar fi mult. Ca să stea pe, știi, să poți să-l muți. Ar fi interesant. 200 azi guardu, să nu sară, bă, nu. Extensie. A, uite aici e buba. 2500, 3500, deci ajunge la 20.000 și ăsta. Ajunge la, deci aleas apărător pentru glod, pentru mocirlă. Ajunge și ăsta la 21.000, frate. Da, chiar și așa tot e mai bine. Bine, cu 800 de kg mai puțin față de... Ce fac, mă, dau 20.000. E mult, mă, frate. Fac după aia upgrade. Îl lăsăm acum așa la 1.400. Asta e, ne chinuim așa cu 1.400, frate. Dar nu pot. Contează, 2.500 de euro, contează. N-am cum. Oare se duce repede? 1.900-1.500. Bă, o grămadă de bani, mă, o grămadă de bani. 3.500 mă costă în plus ca să fie... Nu, mă, hai, lăsăm la 1.400, frate, că nu. Nu avem bani, nu se poate așa ceva. E mult. Și dispozitivul de atașare, la fel, îl lăsăm, nu-l punem acum. 800 de euro... E foarte mult, adică nu-mi permit. Hai, 200 pentru ăla ca să pot să-l manipulez, se merită. Cam așa rămâne toată treaba. Axis-ul merge la noi. Hai să-i dăm cumpără. Și hai să-l luăm în spate, să vedem dacă putem încărca var, să vedem cât costă varul ca să punem o tonă 400 aici. Zic și eu. Hai să vedem. Dacă nu, trebuie să facem noi. Mă costă 15.000 fabrica aia de făcut var. Dar dacă am dat eu 15.000, cu siguranță o să închiriez la băieți. Pentru că nu cred că toți o să-și ia dacă are unde să facă var, nu? Și o să vină la mine. Nu știu pe cineva să aibă var, fabrică de var. Fabrica de var e la liber, da? Nu se pune, adică nu e o fabrică... Ok, gata. Să ridicăm. Nu e o fabrică care se pune, se ia în calcul, da? La asta mă refer. Știți că avem o limită. Fiecare fermier are voie doar la o fabrică să-și cumpere, să-și construiască. Ia să vedem. Dacă merge, nu știu. Lățime parțială. Nu e bine. Păi și eu cum fac, boss? Aparent nu prea, nu cred că pot să iei var de aici. Nu? Sau poți? De ce? Ia. No.
Nu merge. Pornește umplerea, ba da. Și alegem. Gata, mă. Ia să vedem, mă. Tonă 400. Hai să vedem. Cât e o tonă 400? Facem un test. €31. Ok. €31. Hai să mergem acum. Mergem să vedem cât putem să dăm cu o tonă 400. Mergem la noi. Deci €31. Asta înseamnă că prețul e de 2. Lime Production. Cine are Lime Production? Are cineva Lime Production? €1551. Fii atent! Se dă 1551 pe line dacă faci var. Nu cred așa ceva. Ok. Ok, hai să vedem. Știu la ce vă gândiți, că bă, cumperi de aici și te duci să vinzi acolo. Nu există așa ceva. Pentru că dacă prind pe vreunul că face așa ceva, de fapt, eu cred că o să pun în aplicare o chestie destul de interesantă. Stați așa un pic să vedem unde e puncte de producție, ok. Supermarket. Pizzerie. Are cineva la Lime Production și nu știu eu? Da, mă, fii atent că are MDG-ul. MDG-ul are Lime Production. Bă, ești nebun? Mamă, ok. Ce repede se mișcă băiatul ăsta. Și eu care credeam că fac afaceri. Ok, am înțeles. Nu mai fac afaceri. Mi-a luat altcineva înainte. Am înțeles ideea. Mamă, ce repede se mișcă, bă, băiatule, bă, băieții ăștia, mă. Incredibil. Ok, nu se vede? Cât scrie acolo? 10 tone, 400? Da, 415. Ok. Ok. Ne-a dat un pic la temelie. Totuși mi se pare că dă cam mulți bani pe tonă. Nu știu cât poți să produci. Câtă piatră ai pe un teren ca să poți să produci var încât să și vinzi, să scoți, să spui super profit. Eu sunt curios cât fac eu acum cu o tonă 400, cât împrăștii, cât... Hai să vedem. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios, foarte curios sunt. Stai, mai încolo. €42 ar trebui totuși să, da, fie o distanță destul de bună. Ne dăm un pic mai în stânga. Lăsăm așa, dăm drumul, hai. Oare mergea mai mult? Pare că mergea mai mult. Da. Aaaa, ce ai făcut, bobiță? S-a dus. Gata, s-a dus. What the fuck? Nu te cred. Atât de repede se duce o tonă 400.
Boss, mie îmi trebuie var, frate. Iar eu dacă am o tonă 400, păi eu câte drumuri trebuie să fac, frate, până la... Oh, my friend. Nu e bine. Nu e bine deloc. O tonă 400 s-a dus atât de repede. Păi eu cât vorba pot să fac din pietrele alea? Îți dai seama că puțin, adică nu cred că se merită să pun 15.000 de... Nu, nu e bine. Nu e bine deloc. Deci o să-mi iau o veșnicie să pot să fac terenul ăla. Incredibil. Vai de viața noastră. Vai de viața noastră. Ce am făcut, mă? 5%? 10%? Hai. Pachet. E gravă situația, băieți. E gravă situația, rău de tot. Deci o tonă 400. Da, da, vezi că mi se pare puțin. Totuși. Da, e clar că nu e bine deloc. Nasol? Cum facem? Ia spuneți voi mie, cum să fac? Să îmi pun și eu o fabrică și să pun pietrele alea, dar ați văzut și voi cât puține, adică cât lime poate să-mi fac o fabrică? Mă gândesc că dau 15.000 și îmi pun fabrica respectivă și am pietre puține și nu reușesc să-mi fac cantitatea de care am nevoie. Ce fac? Pe lângă fabrică trebuie să mă duc să cumpăr var. Și atunci n-am rezolvat nimic. Nu e rost deloc situația. Nu e rost deloc situația. Asta e clar. Deci trebuie să facem upgrade, să fie mult mai mare capacitatea noastră. Și doi, trebuie cumva să găsim o soluție ca acest var să fie cât mai aproape de noi, pentru că nu putem să facem curse așa. O tonă 400 s-a dus imediat. Nu e, nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Să ne mai uităm o dată la cântar aici. 1734, da, apare merge bine. Da, asta e treaba. Bine că măcar ne-am dat seama, am făcut testul, știm ce ne așteaptă. O să mergem acum la shop doar să facem acest upgrade, adică extensia, să o ducem până la 3500 sau cât era. Și în momentul de față nu am altceva de făcut decât să fac 2, 3, 4, 5 drumuri cât îmi ia, ca să pot să termin terenul acela. Să pot să fac treaba mai de, pe mai departe, că altfel, altfel e grav. Bun, hai să intrăm înăuntru. De bine ce l-am cumpărat, trebuie să-l aduc înapoi. Să-i fac upgrade. Da, mai zic ceva. Hop. Hop, hop, hop. Da. Of. Configurăm. Sang, stai că n-am făcut nimic. 3200 de fapt, nici nu îi. Mamă, cât mă costă. Vai de viața mea. Vai de viața mea. Dispozitiv de atașare nu-i pun, așa cum spuneam. Transport wheels, cam aia e. Așa. Ok. Pornim motorul. Ah, ok. Asta zic. Ce să mai, nu mai zic nimic. Hai să vedem să umplem. Și Dumnezeu cu mila. Să o dau aici în față.
Nu mergi, nu e bine. Nu e bine, mai în spate. Trebuie să fie exact, bă, unii spawnul ăsta. Dar de ce nu merge, mă? Oare să mă dau jos, să mă urc înapoi? Oare de asta? Ia. Da. Și-am dat 72 de euro. Nu prea e reală treaba asta. Mi se pare foarte puțin ce ne dă de aici. Că costă foarte puțin. Se iei 3 tone 200 cu 70 ceva de euro, nu-i bine. Deci, cred că nu o să mai folosim această opțiune. Salutare, boss! Doamne ajută! Merge, merge, bădă. Da, da, cred că o să renunțăm la chestia aia, să știi. La ce anume? La ăla care ne dă ăsta din afară, silozul ăla, de unde poți să cumperi. Pentru că e cu preț. Da, ăla de la shop. E cu preț mic, foarte mic. A cumpărat 3 tone 200 de var cu 71 de euro. Dar bine, varul e ieftin. În general, varul e ieftin. Eu spun, trebuie să ne uităm să fim atenți la orice cum mai cumpără. Adică, uite, dacă ai să îți faci, nu știu, dacă ai să pui oi, vino și ia o tonă, să vezi cât poți de iarnă. Să faci comparativ la tot. Da, nu știu, mi se pare foarte puțin. Păi da, dar în shop, dacă iei două tone, iei un palet de la 2 tone de var, e 400 de euro. Da, corect, e mai ieftin ca la shop. Păi da, dar mi se pare totuși foarte ieftin, adică foarte, 71 de euro, 3 tone, mă scuzi, dar nu știu. Singura soluție este să vă îngrătești, să nu mai poate să ai acces. Da, 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 ceva trebuie să fac pentru că nu e ok. Mi se pare prea. E un gard de până trecut. Nu mai poți să ajungi cu remorcă, să poți să faci acolo. Da. Da, asta e. O să vedem. Da, e clar. Ceva, dacă ai Titanii, merg un siloz, o chestie. Astăzi, treaba. Da, găsesc eu o soluție, bă, din ce fac. Acum cred că e greu să mai ieși de fapt. Da, bine, nu mai fac altele după aia. Au și timp, anulai pozul ăla și gata. Da, nu mă așteptam să fie așa diferențe. Mare afacere, adică eu am înțeles că nu e mare afacere, dar nu știu. Da, am văzut că... Da, 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 nu, 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 nu e considerată fabrica aia. Cât scoate aia pe tona de pietre? Fabricuța aia. Hai, de zi, mamă. Mamă, ce... De pietre, scoate 4 tone de la. Am înțeles. Bine, azi. Lime, prietenul meu, cum îl dă destul de puțin și lime se consumă foarte mult, adică nu e o mega afacere, dar cât de cât, na. Da, bine, și n-ai de aduna pietre în continuu. Da. Dragii mei, treaba e nasoală.
E nasoală, dar rău de tot. Nu mă așteptam să fie atât de ieftin. Trebuie să găsesc, e clar, o soluție ca să facă în așa fel încât să fie tot ok din punctul ăsta de vedere legat de preț. Dar în principiu foarte puțin, foarte puțin, adică uitați-vă și voi, vă dați seama cât varne trebuie aici. E jale. E jale cu jumare. Da. O să vedem cum stăm data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. Rubrica de comentarii e a voastră, vă răspund din opinant. La revedere, numai bine.